e chiar prost reporterul. E chiar prost reporterul ăla. Îi întreba pe aia și îi zicea chiar cum se numește țara noastră. Faci toți invariabil. Invariabil. Exact, variabil. Invariabil, variabil. Că era de abil, de kill, de ceva. Face cum se numește țara noastră. Bă, ăia știa ceva. Tu ești chiar mâist. Ăla cum? Ești super mâist. Cel mai mâist. De întărăcagici, cred că tu-și pula. Dacă nu știi cum se numește țara ta, păi ți-a zis ăia. Nu știu. Gucuștuc. Nu știu. Deci așa se numea țara ta. Sau dacă tu ai pus întrebarea asta, asta era o certitudine. Așa se numește țara ta. Cum? Nu știu. Ala, băi, trebuie să mă răspund cu corect, direct. Bă, nu vrea să te putem cu. Ai scăpat nepoponalizat. Deci poți să te reclami la pulici de alea cu frici, cu carici. Cum? Păi sigur, are pulici la tine și carici. Carici? Da, carici. Carici spre tine. Și îți dea muie cu două puli. De ce? Ești ca actrița porno ca aia. Ia două puli în gură. Ia două puli pizdă. Ia mai multe puli pizdă. Cum se numește țara noastră? Mamă, e tare. N-a putut să-i inviza ceva. Dar nici ea nu știa cum se numește țara. Păi, normal că era halucinat la cap. Păi, e Republica România, Republica Socialistă România, România. De fapt, singura denumire a lui țara noastră e că oarecum e Republică, dar e cam curvă. Deci, ce curbă? Ce se numește în România? Nu prea mai are multe consonanțe. Pizdă. S-a plictisit. Se mai bage multe denumiri, știi? Că s-a numit și comunistă, și socialistă. A trecut fata prin multe faze de-astea, știi? Și atunci s-a plis. Mă numesc sine. România. Și poți să o iubești? Nu. Nu pot să dau rezolvarea la acest. Aș fi ultimul din toată țara. Să-ți dau